Mai multe drumuri din județ au fost închise din cauza ninsorilor. 3 ambulanțe au rămas în nămeți pe șoseaua care leagă Timișoara de localitatea Sân Nicolau Mare, iar 4 zboruri au fost anulate din cauza vântului pe aeroportul din Timișoara. Mai mult, un sat a rămas izolat ore în șir. La întoarcere, plugul care a deschis drumul spre localitate s-a împotmolit în nămeți. Alte pluguri au ajuns în șanț și a fost nevoie de intervenția armatei și altor utilaje de dezăpezire pentru a le scoate din nămeți. Pentru unii, însă, zăpada din abundență a fost prilej de distracție. Pe unul din bulevardele principale din Timișoara, un șofer a început să facă acrobații cu mașina pe zăpadă. Ninsorile i-au ținut departe de casă pe românii care au intrat în țară prin vama Nădlac. I-au așteptat 11 ore de blocarea drumului. În Gorj, sute de turiști au rămas blocați și fără curent electric la Rânca. Abia spre seară, drumul a fost dezăpezit pe o bandă de mers. Probleme au fost și pe Valea Oltului din cauza unei avalanșe. DN7 a fost impracticabil pentru 5 ore din cauza unei avalanșe și a căderilor de stâncă.